vă fac poftă acum cu un desert delicios de la mâncare cu savoare, o prăjitură cu prune, tot este sezonul. Haideți să vedem rețeta. Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti împreună cea mai rapidă și cea mai deșteaptă prăjitură cu prune și cremă de vanilie. Este extrem de gustoasă și foarte ușor de preparat. Lăsați-mi un comentariu dacă vă plac prăjiturile și de unde sunteți, în ce localitate vă aflați acum. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Avem nevoie de 650 ml de lapte dulce, de 100 de grame de făină, 5 ouă, 100-150 grame de zahăr în funcție de cât de dulci sunt prunele, de 50 de grame de unt pentru un stava, 2 plicuri de zahăr vanilat, eu folosesc zahăr de bourbon pentru că are gustul mai intens, dar puteți folosi și esență de vanilie. Ne mai trebuie un praf de sare și prune bine coapte, spălate temeinic una câte una. Întâi, dăm drumul la cuptor și îl fixăm la 200 de grade. Acum ne ocupăm de prune. Ne ajutăm de un cuțit, tăiem prunele în două și îndepărtăm sâmburii. Aducem tava în care vom pregăti prăjitura. A mea are 30 pe 20 de centimetri. Întindem tot untul, atât pe fundul tăvii, cât și pe pereți. Acesta nu are rolul doar de a nu se lipi prăjitura, ci și va da un gust savuros. După aceea, tapetăm fundul tăvii cu bucățile de prune, așezate cu scobitura în jos. Lăsăm deoparte și ne ocupăm de cremă. Punem într-un bol ouăle, peste care adăugăm zahărul, zahărul vanilat sau esența de vanilie, un praf de sare și mixăm pentru 2-3 minute până se dizolvă zahărul. După cele 3 minute, adăugăm făina și o încorporăm în amestec. Ne-a mai rămas doar laptele pe care le adăugăm treptat, mixând în continuare. La final, turnăm totul în tavă peste prune. Băgăm tava la cuptor pentru 10 minute la 200 de grade Celsius, apoi încă minim 30 de minute la 180 de grade sau până când capătă o culoare frumoasă, rumenă pe deasupra. De ce îi se mai spune prăjitura deșteaptă? Pentru că prunele se vor ridica singurele la suprafață în timpul coacerii. Când o scoatem din cuptor, ea pare crescută exact ca un sufleu, dar după răcorire, ea va da puțin înapoi, cum este și firesc. Se poate consuma atât caldă, cât și rece. Este pur și simplu o nebunie de gust. Prune dulce acrișoare, învăluite de o cremă vanilată.
Așa cum v-am promis, vorbim despre afecțiunile coloanei vertebrale, despre traumatisme, mai precis despre lusacții. Domnul doctor Dan Benția, medic neurochirurg, a venit aici în Între Prieteni și vreau să aflu tot despre luxațiile coloanei vertebrale. Bun venit! Să rămână, bine v-am găsit! Ei, nu știam că se poate face luxație la coloana vertebrală. Luxație înseamnă, prin definiție, dislocarea unei vertebre care nu mai este în aceeași poziție în care era și se mișcă față de vertebra subiacentă, adică din spate, și cea supraiacentă din față. Ca și idee, aceste dislocări pot apărea în cel mai multe cazuri post-traumatic, dar pot apărea și fără traumatisme în cazuri degenerative, când se pierde stabilitatea coloanei, când se afectează niște elemente care mențin stabilitatea coloanei. Și astfel noi putem avea o luxație în față anterioară, în spate posterior sau chiar laterală. Și de-aia o vedem, de exemplu, pe radiografie, radiografia de profil o vedem cea anterioară și posterioară și cea laterală pe radiografia de față se vede cu ușurință. Există o vârstă la care pot să apară mai des sau nu contează? Dacă discutăm de traumatisme, e afectat inclusiv adultul tânăr care e în activitate și, Doamne ferește, cade sau face un accident rutier, cele mai frecvente mecanisme, căderi de la alt nivel și accidente rutiere. Impactul accidentului rutier a scăzut odată cu dezvoltarea mijloacelor de siguranță, dar este. Bolile degenerative sunt de obicei după vârsta de decada 5-a, în special după decada 6-a de viață. Mă refer la luxații. Herniile de disc, care noi le-am tot dezvoltat în celelalte emisiuni, pot apărea și după decada 3-a-4-a de viață, având un maxim prin decada 4. Și pot să apară, de exemplu, luxații în cazul herniilor de disc? Întrebarea e foarte bună. Sunt multe și e un subiect complex. Cum coloana noastră e stabilă? Adică stabilitate și instabilitate. Multe elemente contribuie la stabilitatea coloanei. O să râdeți poate și o să fiți surprinsă, inclusiv mușchii și ligamentele din jur. Au un rol nu foarte mare, un rol minor, de 10-15%, dar au un rol. Atenție la mușchii paravertebrali. În general, stabilitatea e cel mai mult controlată și menținută de discuri, apropo de leziunile din disc și herniile de disc și degenerările din disc, că există și stadii dinaintea unei hernii manifestă. Discurile țin vertebrele în poziția lor, dar există niște elemente articulare, se numesc, sunt niște elemente ca și balamalele la o ușă, dacă ne uităm, sau capetele de bară la mașină. Și ele se învârt în timpul mișcării între vertebre, cum sunt balamale, dacă deschidem o ușă, se rotesc. Cu trecerea anilor încep niște probleme la nivelul lor, să fibrozează, să degenerează, așa cum și în discuri avem. Pot începe mai devreme. De asemenea, se pot fractura, să fie niște fracturele foarte mici, denumirea medicală, de exemplu, pars interarticularis, o fracturică între ele. O să vă dau un exemplu frecvent când se pot întâmpla astea, la aceste lucruri. La, de exemplu, jucătorii de tenis. Este frecvent în mișcarea aceasta cu racheta să se fractureze. Apar microfracturi care se multiplică timpul, și cresc. Da. Când se fracturează ambele articulare, adică balamale și pe parte și pe alta, poate deja să fie o problemă. Poate să înceapă deja mecanismul luxației. Dacă mai e și o degenerare în disc, dacă mai e și obezitate, adică creșterea sarcinii. Dacă pacientul face muncă fizică sau stă peste 12 ore în picioare, cum de exemplu stăm și noi în medicină, operații și în alte lucruri, și în consultații, deja lucrul e făcut. Nu apare imediat luxația, dar apare. În momentul traumatismului se produc distrugeri mari ale unor ligamente, cum sunt ligamentele supra- și interspinoase. Astea țin niște prelungiri ale vertebrelor care le simțim noi dacă punem mâna în spate. Ne simțim niște oase la spate, procese spinoase. Sunt niște legamente foarte puternice, în plus, care țin vertebre. În traumatisme sunt afectate, iară poate să apară hernia de disc traumatică, sunt rupte aceste articulare, să produc tasări și fracturi vertebrale, care noi le-am discutat. Dar traumatismul nu produce, cum crede lumea, numai o fractură vertebrală. Poate prezenta și o hernie traumatică, poate prezenta și o contuzie medulară, care să lase cu paraplegie sau afectarea unui nerv. Sau poate distruge și aceste osicioare articulare. Și atunci apare sau poate afecta ligamentele de susținere coloanei. Mecanismul e complex. Finalitatea lor
este pierderea stabilității coloanei și alunecarea unei vertebre. De fapt, luxația am putea să o minimalizăm pe un termen popular, alunecare vertebrală, pentru cei care ne urmăresc. Deci alunecări vertebrale. O vertebră nu mai stă la locul ei pe românești. O vertebră fuge din poziția ei. Poate să fugă în față, în spate sau în lateral. Sau complex, pierzându-se aliniamentul. Dar ce facem în momentul în care, să zicem, că sesizăm că ceva manifest este în neregulă acolo? Se poate observa asta cu ochiul liber? Vedem o deplasare dacă ne uităm la coloană? Întrebarea e foarte bună. Mai întâi, ce simțim, nu? Exact. Principalul fenomen care apare la început e durerea mare în ortostațiune, adică în statul în picioare și în mers. De ce? Se pierde aliniamentul coloanei, repet. Imaginați-vă turnul din Pisa. Imaginați-vă o casă care o aveți, la care se înclină unul din pereți. Principalul simptom și semn care apare, care apare în pierderea stabilității, deci în instabilitate, spunem noi clinică, adică îl supără pe pacient, este durerea. Durerea care se accentuează, cum am spus, când stă în picioare, când merge, în flexie, în extensie. În momentul flexie și extensie apar jocuri. Cum controlează mecanice, dacă știți roata. Exact, să vadă dacă bate sau nu. Sigur ați văzut scena asta la serviciu. Bun, ideea e sigur că trebuie certificat. Nu trebuie confundat cu scolioze sau cifoze sau lordoze, adică modificări de statică ale coloanei. Atunci putem avea modificări de curbură și le vedem. Dacă dezbrăcăm un pacient, se vede chiar el știe liber, că stă așa. Se modifică poziția. Are scolioze toracală. Da, poate avea modificată curbura, dar vertebrele pot fi cap la cap. Noi discutăm acum de un joc doar la nivelul două vertebre. Se vede cu ochiul liber greu. În schimb, pacientul simte că e ceva. Spune, domnule, nu mai pot să merg de durere, nu mai pot să stau în picioare, nu mai pot să fac niciun sport. Când mă aplec, rămână anchilozat, nu mai pot ridica de pe scaun. Sunt niște semne, pacientul se ridică așa, cu coloana dreaptă. Sunt niște semne care noi le vedem. Și sigur, poate exista compresia nervilor? Poate să amorțească un membru? La început e durerea, dar în timp, luxațiile astea micșorează canalul măduvei și sau a nervilor. De ce? În această alunecare a vertebrelor, ele micșorează spațiile din jur. Și canalul unde se află măduva, canalul spinal unde măduva sau sacul dural, deci sacul învelișului nervilor, pe românești, se poate micșora. De asemenea, în continuă asta mișcare, translație, se micșorează ieșirile nervilor. De ce? Dacă ne imaginăm măduva ca un tub cilindric cu nenumărate găurele, dacă îl împingi tubul ăsta, se compresează și găurele din lateral. Deci nervii vor avea de suferit. În faza finală, întrebarea e bună. Vom avea semne de suferință și pe nerv, pe rădăcină nervoasă și posibil semne de suferință medulară. El încep numai cu durere, cum am spus, dar să continuă cu semnele care le discutăm. Și cât poate să dureze de la apariția durerii până la luni, această ani, compresie? Depinde de activitatea de viață, pacientului, nu? Stilul de viață, vârsta și o anumită predispoziție. Sigur că noi trebuie să mergem mai dincolo, mai încolo cu radiografie simplă. Se vede. O radiografie simplă, da. De acolo cu tomograf, care vede, repet, că am mai spus în emisiunea noastră, structura osoasă cel mai bine. Și cea mai gold standard este RMN-ul. Sigur, care vede luxația foarte bine, vede vechimea unei fracturi, vede o leziune ligamentară, deci o leziune de părți moi, o leziune a unui disc, discul e ca o piftie, ca o gelatină. Nu se vede bine la CT, se vede la RMN. Toate astea se văd articularele, balamalele astea foarte bine. Se văd și la tomograf. Uh-huh. Tomograf are avantajul că vede osul bine, dar RMN-ul vede structura moale bine. Uh-huh. Se deci face cu peste sau fără substanță de contrast? În general, fără substanță. Dacă nu bănuim o luxație pe un os patologic, Doamne ferește, pe o tumoră, există și această entitate. Tumorile care prăbușesc vertebre invadează articularele astea, balamalele astea, și atunci, sigur, dacă bănuim un context neoplazic tumoral, atunci vom face cu contrast. În general, se face fără contrast. Și se vede bine. Deci am ajuns în poziția în care avem un diagnostic pozitiv, spunem noi. Adică deja știm că ne aflăm în fața unei luxații. Uh-huh. Mai departe trebuie să vedem ce facem. Trebuie să vedem dacă ajungem, bineînțeles, pe masa medicului neurochirurg. Da. Ce putem face este următorul lucru. Cum am spus, e o dovadă unei instabilități grave. Și atunci ce facem noi? Să refacem stabilitatea. Ce se întâmplă dacă în construcție ni se prăbușește un perete? O să punem un cofraj, refacem structura peretelui. Cam așa, ăsta e principiul și în neurochirurgie.
Adică, dacă, cum m-ați întrebat, comprimă elemente nervoase, măduvă, nervi, se face o etapă a operației de compresiune, se decomprimă nervi, luând din osicioarele de la spate. După care, dacă e cazul, dacă hernie de disc sau discul e stricat, se scoate discul. După care, ce trebuie făcut? Stabilizat. Noi, până operație, în prima fază de decompresiune, mai stricăm și noi un pic chirurgic stabilitatea. De ce? Că trebuie să forăm la fundație, să vedem care e treaba. De aceea trebuie obligatoriu să o stabilizăm. Stabilizarea, în general, știți foarte bine, trebuie să se face cu tije și șuruburi. Și se pun câte nivele trebuie. Șuruburile acum se pun în vertebre prin niște elemente care ajung în vertebre, pediculi, deci transpedicular. Se conectează cu tije. În plus, în ultimii 20-30 ani în România, se pun și niște proteze între discuri, unde a fost discul. Între vertebre, scuzați-mă. De unde am scos discul. Da. Se numește cage-uri, din engleză cușcă, intervertebrale. Și ele asigură blocarea vertebrelor, să nu mai fie mișcarea, alături de tije și șuruburi. Obiectivul final, obiectivul imediat e refacerea stabilității, dar obiectivul final este fuziune la nivelul ăla. Adică să înlăturăm orice mișcare, să blocăm treaba. Asta e obiectivul final, care apare în timp. Este o operație complicată la prima. Este o operație mai complicată, nu este situația herniei de disc, dar din ce în ce mai mulți pacienți, să știți, accidentele au o anumită predominență, nu știu, poate 10-20%, dar predominența afecțiunilor degenerative, odată cu creșterea vârstei, cu bolile inerente, pe primul loc creșterea în greutate. Nici eu nu sunt un slăbuț, mereu le zic la pacienți, dar nu discutăm de mine când consult pe cineva. Deci, noi ne suntem, referim la persoane cu o greutate foarte mare. Exact. Da. Și eu sigur zic că sunt numai supraponderat. Vorbesc cu menajamente de mine, știți? Și slavă Domnului că n-am probleme de coloană. Dar, în general, să știți că obezitatea, începând cu obezitatea gradul 1, aduce probleme. Se modifică centrul de greutate, crește încărcătura coloanei. Și dacă noi avem germenii unei instabilități, adică avem deja niște fisuri în disc, avem deja niște modificări degenerative pe articularele astea, pe balamale, și adăugăm și 20 de kilograme în plus și mai și ne împiedicăm într-o bună zi pe scări și ne mai lovim, avem tot acâmul deja ca să apară o luxație. Se recuperează rapid pacienții după astfel de operație? Operație laborioasă, cum am discutat. Da. Vreau să amintesc că se poate face și minim invaziv, în sensul că proteza și șuruburile se pot pune, pentru cei care ne ascultă, percutan, adică prin niște găurele mici. Nu mai facem o tăietură. Deci nu mai găurele mici. O tăietură mare. Prin găurele mici se pun. În anumite cazuri. Deci să ajungem la această situație. Cum și hernia de disc. Pe tubulatură se poate... invaziv, da. Na, dincolo de microscop, pe o găurică. Așa se pot face și lucruri. Și atunci distrugere de țesuturi musculare, recuperare e mai rapidă. În general, dacă în hernie de disc stau pacienții o zi, aici stau 2-3 zile internați. Li se face un control, e un implant care trebuie verificat. Implantele noi le folosim cele mai bune din titan, care pentru cei care ne ascultă trebuie să știe că sunt compatibile RMN și aeroport. Pentru că vechile implante erau din fier, poate știți din familie. Da, da, da. Pacienții nu mai puteau, erau handicapați. Trebuia să spui dacă te nu, dar nu mai puteau face RMN. Așa este, și da. Toți îmbătrânim, avem nevoie de RMN, nu? Așa este, zicea, da. Păi am făcut acum 10 ani, am o fractură la picior și n-am implant de metal. Nu mai e permis așa ceva. Să știți că până și pacemaker la inimă, în ultimii ani, eu nu sunt cardiolog, dar vă spun că m-am întâlnit cu situația asta la pacienți, sunt compatibile RMN. Deci asta era de care discutăm. Sunt implante compatibile RMN. Implante care, atenție, nu se mai scot niciodată. Probabil că ați auzit că înainte se scoteau. Se scoteau, într-adevăr, da. Nu se mai scot niciodată. Sunt tolerate de organism. Sunt aseptice, adică n-au microb normal. Ele trebuie verificate, urmărite, dar normal că nu băgăm niște lucruri infectate. Băgăm niște normal. Lucruri aseptice. Sunt dintr-un material special. Repet, titanul este un material special. Care este compatibil RMN? Trebuie să se știe acest lucru. Plus că este confortul pentru pacient, că nu mai trebuie să treacă printr-o operație de înlocuire a șuruburilor și tijelor și așa mai departe. Și să știți că pacienții au așa dureri, că eu îi întreb după operație, domne, vă doare un pic la spate? Da. Zic că v-am pus dita mai șurubul, așa și tija. Și ce față de ce durere am avut înainte? E floare la ureche. Dar probabil că în timp se estompează aceste dureri și nu o să mai simtă nimic. Câteva zile noi, ai o durere normal, normal, că e o tăietură la spate. Da. Și repede, sunt niște șuruburi. Dar îmi zic, domne, ce durere aveam eu înainte de operație, păi eu nu puteam să merg.
Uite că după operație mă simt mai bine. Deci o replică frecventă care o aud. Uite că dăm speranțe telespectatorilor care poate au asemenea probleme și poate din că ce se mai gândesc că vor trece printr-o operație complicată, să nu ne facem probleme, căci își vor recăpăta sănătatea. Să știți o chestie. Mulți pacienți vin și zic că au doar o durere de spate. Poate și unii colegi din platou. Mă doare spatele. O durere care nu mai trece. Și surpriză. Faci o radiografie simplă și vezi că și o vertebră afli că e dislocată. Ai altceva. Îi trimitem la RMN. Vă mulțumesc tare mult, domnule doctor, și să mulțumesc ne revedem cu bine. Vă Doamne mulțumim ajută, frumos. Să fim sănătoși. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, că ați stat alături de noi până acum. Suntem și mâine aici de la ora 14. Stăm 2 ore împreună până la ora 16. Vă las cu Ana Constantin și dincolo de ceea ce știm. Nu uitați să zâmbiți!